În toate bisericile și cimitirele din Arhiepiscopia Dunării de Jos, Duminica Sfântului Apostol Toma și lunea imediat următoare sunt prilej de comuniune în rugăciune cu toți cei adormiți. De Paștele Blajinilor în cimitire, preoții oficiază slujbe de pomenire, iar credincioșii împart cozonac și ouă roșii. După ce i-a pomenit pe cei trecuți la Domnul în cadrul Sfintei Liturghii, înalt preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a oficiat în Catedrala Arhiepiscopală și un parastas pentru toți ierarhii eparhiei trecuți la Domnul. Bucuria învierii se așează astăzi în sufletele bucurate de Domnul, prin darul învierii credinței, cale sfântă la înviere și către sufletele celor mai înainte adormiți, părinții noștri ierarhi ai Dunării de Jos, începând cu mitropoliții Brăilei de la vechea Proilavie, neuitându-l pe ctitorul statorniciei unității și autocefaliei bisericii noastre, Marele Melchisedec și toți ierarhii Dunării de Jos, cărora astăzi, după datină, le cerem din ceruri rugăciuni pentru binele fiilor lor duhovnicești, iar fiilor duhovnicești și tuturor urmașilor, slujitorilor și părinților noștri, recunoștință, un pai de lumânare, cum ne învață poporul astăzi în eparhie îndeoseb la Galați, dar și la Brăila, orașul s-a mutat pe altarele luminoase ale mormintelor de la eternitatea și nu numai, ca și mâine. Fă, Doamne, putere, lumină în credința pentru mai bună viețuire fraternă, sănătate și ajutor de la Domnul. Hristos a înviat! La finalul slujbelor, înalt preasfințitul Părinte Arhiepiscop Casian i-a binecuvântat pe credincioși și le-a oferit cozonac și ouă roșii.